Eu mă întreb dacă, dacă ori mai da drumul la antena Play pentru că uita săracă de aia cum a rămas. Cine mă ridică pe ea din poziția asta după câte ore sunt de când s-a întrerupt emisia? trei ore, patru ore deja. Sincer, mi se pare un pic am exagerat să nu spun altfel, având în vedere că nu era o petrecere obișnuită. Și nici o zi obișnuită era o petrecere unde familia stătea cu nodul în gât, cu sufletul cumva extrem de timorat, având în vedere că ar fi putut să existe discuții și așa mai departe și nevăzându-i, automat totul se complică. Toate stările, eu mă întreb, pentru noi e ciudat, dar gândiți-vă, na, Doamne ferește, să ai pe cineva în familie care suferă de anumite afecțiuni, să stai cu inima în gât că nu știi ce face copilul. Mi s-a părut foarte amuzantă imaginea aceasta cu Diana rămânând așa. Și m-am gândit să vă să postez și dumneavoastră, să vă mai schimb un pic starea. Of. Din punctul meu de vedere, având um, situația care o, care o cel mai corect ar fi fost ca petrecerea să fie anulată, până când ar fi putut să fie transmisă în timp real pe Antena Play. Vă spuneam că știu că eu știu că petrecerea a început de la 10 fără ceva. Așa că, na, ce-o vrea Dumnezeu?